Un primar din Mehedinți este acuzat de două funcționare că le-ar fi cerut favoruri sexuale ca să le păstreze în funcții. Este vorba despre edilul comunei Dârvari, Vasilică Ologu, care a fost reținut de poliție. Potrivit anchetatorului, este acuzat de comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu, două infracțiuni de hărțuire sexuală și alte două infracțiuni de folosire abuzivă a funcției în scop sexual, după ce mai multe angajate ale primăriei au reclamat că edilul le-a hărțuit. Acesta este cercetat pentru săvârșirea două infracțiuni de abuz în serviciu, două infracțiuni de hărțuire sexuală și două infracțiuni de folosire abuzivă a funcției în scop sexual, fapte prevăzute și pedepsite de codul penal. În același dosar mai sunt cercetate trei persoane, printre care se află un alt primar de comună din Mehedinți, acuzate de comiterea infracțiunilor de mărturie mincinoasă și influențarea declarațiilor. Asta pentru că au încercat să-l ajute pe edilul din Dârvari să scape de anchetă dând declarații mincinoase.